Bateriile alimentează multe dintre dispozitivele pe care le folosești zilnic, dar vine o zi în care chiar și cele mai durabile baterii își pierd din putere sau nu reușesc să se mai încarce. Chiar dacă vorbim despre bateriile de telecomandă sau de la telefonul mobil, mașină sau laptop, până la ceasul de la mână, mulți consumatori nu știu că odată ce durata de viață a acestora s-a încheiat, ele se transformă în deșeuri periculoase și trebuie să fie aruncate în locuri special destinate reciclării de baterii. Majoritatea bateriilor includ substanțe chimice precum acidul sulfuric, litiu sau plumbul. Indiferent de tipul de baterie de care vrei să scapi, fie că este vorba de o baterie alcalină mică, de o baterie de mașină sau de o baterie de telefon mobil, este important să urmezi procesul de reciclare adecvat. Atunci când nu reușești să iei măsuri pentru o reciclare sigură, bateriile tale defecte pot polua mediul înconjurător într-o serie de moduri dăunătoare. Substanțele chimice pot dăuna plantelor și vieții sălbatice și chiar pot ajunge în rezervele de alimente și apă. Dincolo de poluare, bateriile reprezintă un risc de incendiu atunci când sunt aruncate la gunoi sau la un depozit ilegal. Unele zone au interzis aruncarea bateriilor la gunoi pentru a evita incendiile accidentale sau poluarea. Sunt multe magazine și centre de reciclare în România. Există și operatori comerciali care te răsplătesc dacă reciclezi baterii și îți dau unele noi la schimb. Relatează știrile ProTV.ro.